Dacă Partidul Democrat se va reforma, așa cum anunță de mai mult timp președintele formațiunii Pavel Filip, reprezentanții Partidului Acțiunii și Solidaritate și-ar putea revedea decizia privind negocierile cu PDM. Maia Sandu admite că s-ar putea așeza la masă de negocieri cu Pavel Filip, dar în anumite condiții. PDM trebuie să se retragă de la guvernare și să-și scoată oamenii din guvern și să-și retragă sprijinul pentru guvernul lui Dodon, a precizat Sandu în cadrul unei emisiuni. Președinta PAS mai spune că nu a discutat personal cu Pavel Filip până acum și nu a admis anterior ipoteza formării unei majorități parlamentare cu deputații democrați. Liderea Partidului Acțiunii și Solidaritate a mai spus că la începutul lunii ianuarie în partid vor apărea nume noi. Vor fi oameni inclusiv din guvernul Sandu, a declarat fosta prim-ministră. Întrebată dacă ar putea fi vorba despre foștii miniștri Nicu Popescu, Natalia Gavriliță și Olesea Stamate, Maia Sandu a spus că deciziile vor fi luate la ședința din ianuarie a Consiliului Politic Național al Partidului. Lidera PAS a precizat că vor fi oameni noi incluși în conducerea partidului.